Hei, te salut cu bucurie, Sabin mă numesc și o zi superbă în parcul din Oradea în care sunt. Vreau să împart asta cu tine, în primul rând. Și în timp ce vezi imaginile, vreau să te anunț că am încheiat cu hardcoreala, cum se spune în termeni mai populari, din viața mea. Și spun bun venit zonei de hardcore. Am terminat cu greutățile, cu manifestarea grea, dificilă în care muncesc să manifest viața și să-i ajut pe ceilalți cu pasiune. Și am intrat într-o zonă de ceva vreme de manifestare cu ușurință din spațiul inimii. Și asta vreau să fac începând de joi, timp de 5 săptămâni, 5 sesiuni online, 5 teme specifice, să-ți aduc ție într-un fel în care te poate ghida și sprijini să-ți găsești propria ta poveste, propria ancoră, propriul echilibru și claritate în ce înseamnă să-i ajuți pe cei din jurul tău cu ușurință, fără să fii în rolul de salvator sau în rolul de victimă sau în rolul de agresor, ci într-o prezență conștientă, liberă, echilibrată, suverană, în care nu ai nevoie să-i repari pe ceilalți, să-i corectezi, să îi îndrepți, să îi îndrumi, să îi salvezi de la viața lor și de la suferința lor, ci doar să fii ceea ce ești. Conștientizând că din starea în care tu ești ceea ce ești, cu toată ființa, în fiecare celulă a corpului tău, asta pur și simplu schimbă totul în jurul tău, care intră în coerență, în armonie și îți amplifică vibrația ta. Așa că mai ales dacă ești coach, părinte, lider, conduci echipe, educator, facilitator, trainer, orice altă ocupație care implică să sprijini oameni, să-i ghidezi, să îi însoțești în călătoria lor de viață, programul acesta va fi pentru tine. E un grup mic cu care o să lucrez și rolul pe care mi-l asum este să aduc povestea mea, să aduc cele mai puternice instrumente pe care eu le-am găsit în perioada asta și să ajungem și la ultima sesiune, care va fi despre tehnica fără tehnică, instrumentul în care nu ai nevoie de niciun alt instrument, astfel încât tu, privind povestea mea și aceste instrumente și în spațiu pe care îl vom crea împreună, să-ți găsești propria rețetă. De fapt, să ți-o reamintești, să o vezi și să nu o mai pierzi niciodată. Sau, mă rog, pentru o perioadă cât mai lungă, până vine următorul val de evoluție în viața ta. Dacă rezonezi cu asta, te invit să citești detaliile despre program și ne vedem și ne auzim joi online. Să ai o zi minunată! Salut!